Salutare, oameni buni, eu sunt Mr. O85 și fac fapte bune. De data asta o să fac o faptă bună și pentru Psy. Psy e un pui de bufniță găsit între niște resturi de la o casă ce a fost demolată. L-am ținut două zile la mine, l-am hrănit cu piept de pui, dar am întrebat și un expert dacă e bine ceea ce fac, pe Gabriel. O să găsiți link în descriere. Gabriel mi-a spus că nu e foarte bine ce fac, pentru că pasărea are nevoie de un meniu mult mai complex și are nevoie de șoareci, de pui, de alte păsări mici, inclusiv din blănița șoarecilor ea și extrage mineralele. Așa că o să-l duc pe Psy exact de unde l-am găsit și o să-l eliberez, pentru că acolo cu siguranță îl așteaptă părinții lui, probabil, și frățiorii lui. Facem o faptă bună și pentru Psy. Vreau să mulțumesc în mod special tuturor celor ce mă susțin, mă încurajează și mă stimulează în același timp să fac ceea ce fac, să schimb lumea în una mai bună. Vă mulțumesc din suflet că sunteți alături de mine și că o să fiți în continuare. Nu uitați să citiți descrierea clipului, conține link-uri și informații care vă pot fi utile. Vă mulțumesc că existați, sunteți cea mai minunată comunitate. Bine, bun, am ajuns la destinație împreună cu Mr. Psy. Da, acolo unde vedeți chestia din lemn din spate, acolo a fost găsit, dar din păcate este lacă pe poartă, nu pot intra, așa că o să le eliberez aici. Până acolo mă gândesc că nu e foarte mult de mers, așa că cu siguranță o să se descurce, o să își găsească părinții, o să își găsească cuibul, etc., etc. Mr. Psy, sper să mănânci mult șoareci, sper să te hrănești așa cum trebuie să te hrănești tu. Te-am hrănit numai cu piept de pui, dar nu a fost prea bine, nu a fost prea indicat. Acolo undeva în spate te așteaptă familia ta, așa că faptă bună a fost făcută și pentru tine. Da, Psy, ești liber să pleci, prietene. Vrei să pleci? Hai să vedem cum pleci. Gata, ești liber. Du-te la libertate, acolo ți-s părinții. Hai să vedem în ce direcție e. No, nu vrei. Hai, bă. Nu vrei. Nu vrei. Te-ai obișnuit cu numele? Nu cred. Nu cred. Hai, du-te. Simte libertate. Go. Go away! Du-te! Bravo! No, hai! Go! Go! Du-te! Zboară! Zboară! Zbor? Hai să vedem! Du-te! Ești curios când o să-și ia zborul, dar acum deja se pregătește, deja simt! Go! Nu vrei! Du-te! Hai! Bravo!